cat capete după alegerile de anul acesta. În ședința Consiliului Permanent al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România din 9 decembrie s-a decis ca, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare la alegerile locale, să fie destituiți președinții birourilor teritoriale din Timiș, Brașov, Baia Mare și Sighetu Marmației. Filialele din Baia Mare și Maramureșul istoric erau conduse de Vida Noemi, respectiv Bereș Ișvan Laslo. În ședința Consiliului Permanent al UDMR s-a mai hotărât ca în termen de șase luni să fie organizate alegeri sau să se facă numiri pentru posturile vacante. Până la desemnarea noilor președinți au fost numiți interimari Ișvan Sechei la organizația din Baia Mare și Ana Horvat la Sietul Marmației. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternal profesioniști. În cadrul proiectului Team Up, progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor. Acesta este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist trebuie să depună o cerere tip de evaluare a capacității la sediul DGSPC Maramureș din Baia Mare. Pentru informații suplimentare, cei interesa să obțină atestatul de asistent maternal profesionist, se pot adresa serviciului Management de Caz pentru Alternative de Tip Familial din cadrul DGSPC Maramureș. Centrul Europe Direct Maramureș vă invită să luați parte la evenimentul online Europa mai aproape de oameni, dezbatere publică, pactul ecologic pe platforma Zoom. Teme puse în dezbatere cum să ne pregătim pentru perioada următoare, ce facem pentru a pregăti economia, educația, societatea civilă, pentru a face față noilor provocări.